Bună ziua tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o etalare cu cărțile de oracol angelic, să vedem mesajele care vin în acest moment, ce ar trebui să știm, ce ne-ar putea fi de folos, ce energii avem nevoie ca să ne îmbunătățim viața, de ce energie avem nevoie. Dar înainte de a începe să dezvălui ce energii pot fi de folos, ce dezvăluie cărțile de oracol angelic, am să spun 5 scurte rugăciuni care ajută la deslegare, la curățare, la ridicarea vibrației, la purificarea aurei, curățarea aurei personale. Sunt 5 scurte rugăciuni, 5 scurte mantre, poți să le și spui ca și niște mantre, care protejează, dezleagă, curăță, purifică, conștientizează, protejează. Rugăciunile sunt așa. Numărul 1. Doamne Dumnezeule, Tată Ceresc, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Eu, și vă spun spre numele, mă abandonez în mâinile Tale și te rog, Doamne, vino în inima mea. Și după ce spuneți această scurtă rugăciune, puteți medita, intra în starea de a fi, gândindu-vă la ceea ce simțiți, fiți doar un observator al gândurilor voastre și eliminați gândurile care nu vă sunt de folos. A doua rugăciune. Doamne, trimite Duhul Tău cel Sfânt în mintea, inima și sufletul meu și vă spune spre numele. Conectează-mă pe mine și vă spune din nou pe numele. Cu sinele meu cel mai înalt pentru a face cele mai înalte alegeri în lumină. Mulțumesc, Doamne! Rugăciunea numărul 3. Doamne Dumnezeule, Tată Ceresc, Creator Divin, Tată și Mamă și Fiul deopotrivă, dacă eu și familia mea, rudele mele, moșii și strămoșii mei, ți-au greșit ție, de la creație și până astăzi, te rog, Doamne, iartă și iartă-mă pe mine și spuneți-mă din nou prenumele. Rugăciunea numărul 4. Doamne, te rog, șterge, purifică, curăță, vindecă, îndepărtează de la mine și vă spune din nou prenumele. Toate amintirile dureroase, programele ascunse, energiile și vibrațiile negative și transformă-le în lumină pură. Șterge, purifică, vindecă și spuneți-vă din nou prenumele. Amin. Rugăciunea numărul 5. Arhanghele Mihail, te rog, taie toate puterile vampirilor energetici, falși benefici, demonici, taie puterea lor de îndată și întoarce la mine toată forța și energia necesară pentru binele meu suprem. Și vă spuneți din nou prenumele. Mulțumesc, Doamne! Să vă fie de folos aceste 5 scurte rugăciuni mantre. Eu le-am spus și pentru voi. Vă doresc să aveți parte numai și numai de bine în viața voastră, de zi cu zi și sănătate și tot ce vă doriți. Acum am să fac așadar o scurtă citire intuitivă cu cărțile de oracol, să vedem ce dezvăluie cărțile de oracol în acest moment, ce dorește Universul să știm în acest moment, ce ne poate fi de folos pentru viața de zi cu zi. S-a și grăbit o energie. Vedem ce energii sunt de folos în acest moment. Sunt grăbite îngerii, sunt grăbiți, arhanghelii, mesajele vin în grabă. Poate că sunteți și voi în grabă sau poate că e nevoie, chiar e nevoie să știți ceva foarte repede. Este nevoie să știți ceva foarte repede pentru că vă poate fi de folos. Mai multe energii. Sunt mai multe energii care trebuie toate curățate, înțelese, conștientizate. Câte una în plus apare. Nu
Vin multe mesaje, se vede că sunt multe lucruri de știut, multe lucruri de conștientizat. Wow! Să le pun deoparte aici, să știți că e și foarte multă. Deci foarte multe lucruri trebuie știute sau foarte multe lucruri vi se vor revela, le veți înțelege, le veți conștientiza mai repede. Probabil foarte repede conștientizați ceva, e ca și cum brusc se face un declic. Brusc aveți un... vă amintiți ceva. Foarte important, mai multe lucruri importante. Vă revin lucruri importante, poate în memorie, în amintirea. Să vă întorc în viața voastră amintirile, poate, care viitor aveți nevoie. Interesant. Multe dintre aceste oracole dezvăluie lucruri care trebuie conștientizate, gândite. M-au sărit singura, s-a singura. Așadar, haideți să vedem ce vor să dezvăluie cărțile. Am să le las la urmă pe cele care au ieșit mai multe, pentru că sunt multe de spus, poate mai multe. Celebrează-ți autenticitatea, deci cu siguranță ai vreun talent, vreun dar, vreun har pe care trebuie să-l sărbătorești. Cum poți celebra astăzi autenticitatea ta, prin ce ești unic? Un alt mesaj, culege oportunitățile, ai noroc, vei avea noroc, vreau să știi, universul, îngerii vor să știți în acest moment că aveți niște oportunități. Care sunt cele trei oportunități care nu le folosești? Deci poate trebuie să le identifici, că le ai în viața ta, în jurul tău. Armonia. Vei avea parte de armonie sau e nevoie să menții această armonie. Armonia depinde de raportul tău cu universul, cu mediul înconjurător, cu relațiile, interacțiunile umane sau cu universul, cu natura și integrarea. Completează ceea ce stai făcând. Poate că lucrezi deja la un proiect, că ai o idee, deja și lucrezi la ea și completează-o. Mergi pas cu pas, urmează-ți visul, cum se spune. Un alt mesaj care vine aici, libertate. Poate ai nevoie de libertate sau simte-te liber. Ești liber să-ți realizezi dorințele, spune aici un mesaj. Simte-te liber să ți le realizezi. Un alt mesaj care vine în acest moment, din partea Universului, ce figură frumoasă aici, ce cristale, ce ansamblu de figuri geometrice, niște chestiuni importante aici, niște conexiuni importante, niște soluții, niște chei, să zic așa, niște revelații care le puteți avea. În această încarnare terestră, spune, vi se cere să vă redescoperiți. Iubiți, surâdeți, aveți încredere. Și dincolo de orice eveniment sau obstacol, fără teamă și fără naivitate, să știți că sunt foarte multe lucruri de învățat. Este ca și cum mai fi un copil care învață să meargă. Fiecare pas care îl faci devii mai încântat de ceea ce faci. Ați văzut cum sunt copiii, nu? Că copiii mici când învață să meargă pas cu pas, ei se bucură, râd și se străduiesc să descopere totul în jurul lor. Un alt mesaj care vine, zice așa, las să plece orice critică. Deschid inima mea către bunăvoință, simpatie, către răbdare și către sensibilitate și onestitate. Un alt mesaj care vine acum în acest moment este Arhanghelul Gabriel. Vestea cea bună, așteptați-vă la vești bune. Purtați doar vești bune, cum ar veni, dacă se poate. Pe cât posibil, purtați doar veștile bune. Transmiteți vești bune. Citiți cât mai multe vești bune, cu alte cuvinte, poate. Deci aici spune, dar Arhanghelul Gabriel, sunt prin excelență mesagerul divin. Ai încredere, aduc vești numai bune în viața ta, să dezi cuvântul lui Dumnezeu în inima ta. Roagă-te Arhanghelului Gabriel ca să-ți aducă veștile de care ai nevoie. Veștile bune și Arhanghelul Metatron, cu siguranță, se relevă ceva extraordinar. Ești alesul și protejatul meu, spune mesajul. Ai atins o profundă stare de devoțiune necondiționată față de Dumnezeu și de acum înainte vei putea fi din ce în ce mai mult la unison cu voința tău puternică a lui Dumnezeu Tatăl. Ești binecuvântat, inspirat și ghidat de alaiul ceresc al acestui arhanghel. Așadar, poți avea o revelație, poți
avea parte de un prieten devotat, de o iubire necondiționată. Poți avea parte de dreptate în viața ta, pentru că se manifestă voința atotputernică a lui Dumnezeu. Crede-te în voința divinității. Și mai bine aici, îngerul timpului divin, prețuiește timpul care îl ai, cu siguranță trăiești un timp extraordinar, divin. Timpul este foarte prețios, cu alte, probabil că de aceea se și grăbiseră foarte multe informații, că trebuie să faci ceva important sau trebuie să dai atenție numai lucruri importante, să te simți liber, să-ți împlinești visele, să nu te mai pierzi în lucruri care nu sunt de folos, care nu sunt utile cu adevărat, etc. Și mai vin aici niște mesaje, Arhanghelul Fanuel, care vine cu speranță. Trebuie să ai speranță, să ai încredere. Încredere, speranță în viitor, în ziua de mâine, în orice, în tine, să crezi că lucrurile se vor schimba în bine, pentru că se adună deja, îngerii sunt deja pregătiți să schimbe ceva, să te ajute, să te susțină, să te încurajeze. Cunoașterea mai învață, poate că vei mai învăța, vei avea oportunitatea să înveți să cunoști ceva mai mult, să te dezvolți, să devii autentic, să-ți arăți harul, darul, să-ți-l manifesti. Vei avea poate vreo idee creativă, vei avea o revelație, vei cunoaște mai mult, vei deveni mai înțelept, poate că vei consulta pe cineva, vei cere sfatul, se va cere cineva. Văd aici că apare cunoașterea, elevarea adevărului. Arată-ți arta, talentul, cum ar veni. Arată-le și altora cât ce știi să faci de frumos, cum ar veni un tablou, o carte care ai scris-o. Este momentul să permiți și altora să-și cunoască talentul, opera de artă, munca ta creativă, spune aici. Poate că deja tu lucrezi la ceva și începi pe bucăți sau să-ți pui, să-i arăți, să arăți și altora ce fel de artist ești, cât de bun ești, cât de bine te pricepi în munca ta, în ceea ce faci. Ai mai multă încredere în tine. Mergi înainte, spune aici. Ai încredere în tine și mergi înainte. Transformă-ți deziluziile în energie pozitivă pentru a-ți alimenta proiectul tău creativ cu emoții autentice. Atunci când ești foarte supărat, te pui și muncești. În loc să te apuci să te super, să stai să plângi, să-ți plângi de milă, poate te apuci și pui supărarea ta într-o lucrare, într-o operă de artă, cum ar veni, într-o poezie, într-un cântec, într-un dans, artiștii fac așa de obicei. Artiștii când sunt supărați, ei, ca să-și poată curăța energia, să se poată detașa de problemă sau ca să chiar să găsească o soluție, se apucă și pictează, desenează. Așa toată supărarea, frustrarea și o manifestă prin artă și în felul acesta schimbă starea de spirit, energia, nu mai fac nici rău, ci devin chiar mai buni, pentru că se detașează de problemă. Un alt mesaj, protecție, vei primi protecție divină, roagă-te divinității ca să te protejeze. Soarele, lumina îți dă mai multă energie, mai multă putere, mai multă încredere în tine. Ai încredere în tine însuți, spune mesajul, contează pe tine și ajutoarele se vor manifesta ca prin miracol. Trebuie să ai și mai multă încredere în tine, că dacă tu nu crezi, cine vrei să creadă? Dacă tu ai încredere în tine, cu siguranță se vor găsi și persoane care să creadă și ele în tine. Un alt mesaj este influența emoțională. Toate emoțiile tale sunt creatoare. Controlează-le pe cele mai nefaste, pe cele negative, pe cele distrugătoare, pentru a efectua o transformare. Cu alte cuvinte, să-ți reechilibrezi puțin energiile. Animal totem, poate că ai nevoie să. Tot ceea ce există în natură, în lumea animală, este și în tine. Ai nevoie poate să-ți găsești, de aceea poate trebuie să-ți echilibrezi energiile, că pentru că să nu lasă să se manifeste prin tine partea animalică, ci să-ți găsești un animal care să te, cum ar veni, de, să te, ca un talisman. Animalul, fiecare suflet se spune că trăim mai multe vieți și în această viață poate suntem oameni, în altă viață poate putem fi păsări sau putem fi animale. Și cumva de aceea când vine această viață, cumva ai, ori vorbim prea mult, cum sunt păsările ce îi pesc toată ziua,
Ori suntem mai răi, mai agresivi, așa cum sunt un câine care este sălbatic, spre exemplu, sau cum e, nu știu, sau suntem temători, fricoși, ca un iepure, nu? Deci avem acele manifestări în noi și cumva acestea ar trebui identificate, aceste energii, și să lucrăm cu ele, să le schimbăm, să le transformăm. Prieteni, să fim mai prietenoși. Te iubești și te accept în tot ceea ce îmi spune. Asta, așa face un prieten. Chiar dacă greșește, chiar dacă îl îndrumi, îi arăți părțile care le are de schimbat, dar nu-i devii dușman. Despovărarea. Eliberează-te de energiile care te perturbă. Ați limpezi capul, a privi în depărtări te conectează la lumina din profunzimea ta. Poate că ai nevoie să speri mai mult, să crezi mai mult în tine, să privești puțin, să-ți iei puțină pauză, cum ar veni, și să privești puțin imaginea de ansamblu. Că atunci când ești foarte împovărat cu foarte multe lucruri, încearcă să te ridici puțin deasupra, să crezi în tine, să speri sau să te odihnești sau să încerci să te detașezi de toată problema și să vezi unde este ceva de schimbat sau ce soluție poate fi sau care a fost cauza, că în felul acesta vei reuși să depășești cu mai mult bine situație. Culorile acestea, galben, portocaliu, mov, verde, văd că sunt foarte importante pentru acest moment, pentru vindecare, pentru schimbare, pentru transformare, pentru conștientizare. Și să vedem care sunt mesajele acestea multe care vin. Armonie dumnezească. Ai capacitatea de a trăi un sentiment de conexiune iubitoare și echilibrată cu totul. Eliberare binefăcătoare. Ai capacitatea de a înlocui energiile stagnante din universul tău lăuntric cu energiile stenice, regenerante, din macrocosmos, ce sunt impregnate de iubirea dumnezească. Deci te vei elibera de griji, de probleme, te vei odihni poate mai mult, e nevoie, acestea sunt mesajele care vin cumva să te și relaxezi, să crezi în puterea divină în tine care o ai, și în puterea care o ai în tine divină, pentru că suntem cu toții, fiecare persoană, ești persoană unică, fiecare persoană suntem unice, avem în noi scânteia divină, avem în noi putere divină. Așadar, eliberează-te de griji, de stres, pentru că atâta timp cât ești după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ești un mic Dumnezeu la scară mică și cu siguranță ai forța, tăria necesară să-ți rezolvi problema, să găsești soluții. Ai capacitatea de a trăi așadar un sentiment de conexiune iubitoare și echilibrată cu totul, totul care înseamnă Dumnezeu. Încredere benefică, deci iar uite, de aceea să grăbesc energiile. Ai o conexiune solidă cu vocea ta iubitoare, a sufletului tău și ai încredere în intuiția ta, crede în tine. Crede în experiența ta sau mai studiază, poate că încă nu știi foarte multe, dar poți să înveți. Trebuie să ai încredere că poți să găsești soluții. Integritate, poate că trebuie într-adevăr să ții și măsuri de siguranță, să te protejezi, să nu-ți protejezi sănătatea, familia, casa, bunurile, serviciu, să ții măsuri de siguranță, cum ar veni, să fii prudent. Și să dovedești clipă de clipă adevărul și onestitatea sufletului tău. Asta înseamnă să fii integru, să fii corect. Și că aceasta e un mijloc de protecție. Adevărul, cum se spune, te eliberează. Dovedește clipă de clipă adevărul și onestitatea sufletului tău și manifestă iubire în toate acțiunile pe care le realizezi. Să nu ai, așadar, dacă ar veni adevărul, te poate salva, te poate ridica. Unitate dumnezească. Înțelege că iubirea împărtășită este amplificată și are un efect de avalanșă în univers. Unde-i unul, nu-i putere, poate, dar unde-s doi, puterea crește. Dar numai dacă este iubire împărtășită. Deci nu altfel de putere, altfel nu-ți dă putere, altfel doar te destabilizează, te dezechilibrează. Poți să ai foarte multă forță și putere, pentru că singur, normal, ar trebui să fim complet. Dumnezeu, spre exemplu, el ca este un tot, el este puternic, el nu are nevoie de pereche, cum ar veni. El se manifestă, e așa un fel de schimb de energie care îl face cu noi și cu restul. Și iară se retrage în sine și iară se revarsă în afară. Cam așa ar trebui și la noi, la o scară mai mică, să înțelegem că putem fi complet și singuri, doar că mai atunci când avem prea mult în interiorul nostru bunătate, bucurie, fericire, mai împărtășim și cu alții care sunt de același nivel de capacitatea de a înțelege, care își doresc acel lucru să se îmbunătățească sau ca să facă schimbul de energie cu noi, într-un mod benefic, reciproc, avantaj, obiectiv benefic, exact ce spuneam.
Dispui de starea de hotărâre și de devotament necesare pentru a manifesta în mod conștient iubirea, să o manifesti, să te manifesti cu prietenie și armonie și să primești ca și același lucru înapoi. Toleranță dumnezească, apreciezi și alte puncte de vedere pentru că simți iubirea ce se lăsuiește în fiecare. Un alt mesaj, compasiune dumnezească, poate că trebuie să conștientizezi că ai nevoie de compasiune sau că trebuie să oferi compasiune. Manifesti limbajul inimii trăind activ în iubire și răspândind-o. Cauza benefică, cauză și efect benefic. Ești conștient de că iubirea sau conștient că iubirea pe care o emiți prin gândurile tale este un agent de transformare și fundamentul realizărilor tale. Deci când te manifesti cu iubire, iubirea se poate manifesta și ea în viața ta. Nu neapărat întotdeauna se manifestă, că aici poate trebuie să înțelegem această manifestare a iubirii, că atunci când oferi iubirea unei persoane, nu neapărat acea persoană îți poate oferi iubirea. Ea s-ar putea să nu înțeleagă iubirea care îi oferi tu, sau să nu aibă nevoie de ea, sau să nu o dorească. Și atunci nu i-o oferi, atunci te oprești, atunci tu te detașezi, iei distanță. Privești imaginea de ansamblu, ca și cum te duci și te uiți din depărtare. Pentru că, de ce? Pentru că atunci când te apropii prea mult, ca atunci când te apropii de un soare sau de întuneric, nu? Poate să te pândească o primejdie sau când te apropii de ceva mai luminos decât tine, te poate arde lumina soarelui. Și atunci te ții la distanță până când găsești exact acea lumină, să zic așa, care să-ți fie favorabilă. Și că ar trebui să știi că orice cauză are și un efect și orice efect este urmarea unei cauze, are o cauză. Și acțiune. Să ai curajul de a-ți exprima culorile unice și pline de iubire ale sufletului tău. Acțiune asumată, bineînțeles că de aici vine cauză și efect și tot ce vine. Cu încredere, cu bucurie, cu fericire, cu prietenie. Puterea prezentului. Trăiește în momentul prezent și vei fi în măsură să faci apel la energia iubirii în situația actuală. Exprimare benefică. Ești gata să-ți exprimi gândurile și să le transformi în acte de iubire. Respect dumnezeiesc, recunoaște perspectiva unică a fiecăruia pe drumul iubirii. Un alt mesaj e prietenia. Poate ai nevoie de prietenie, poate trebuie să oferi, ești în măsură să recunoști trăsăturile pe care le ai în comun cu ceilalți pentru a crea legături bazate pe iubire și prietenie. Poate că asta ai nevoie de prieteni și atunci poate trebuie doar să identifici care sunt cei care sunt pe aceeași lungime de undă cu tine. Sau poate trebuie să oferi tu mai multă prietenie. Detașare. Te eliberezi de vechile modele și idei care nu mai servesc idealurile tale celor mai elevate în iubire. Exact ce spuneam mai devreme, poate că trebuie să te detașezi, să te desprinzi de un trecut, de o mentalitate, de ceva care nu-ți mai servește sau nu ți-e benefic. Transformare. Folosești puterea iubirii pentru a trece dincolo de iluzii și a păși în lumina conștiinței. Vei conștientiza ceva, vei schimba, vei face o schimbare. Umilință dumnezească. Ai dezvoltat conștiința plină de iubirea faptului că tu și toți ceilalți sunteți oameni și puteți fi asemănători, dar mergeți pe drumuri diferite. Avem multe, poate multe similitudini, nu suntem, avem mâini, picioare, ochi, nas, gură, creier, adică suntem făcuți într-un fel sau altul asemănători. Avem niște caracteristici asemănătoare, dar fiecare are suflet diferit și mentalitate și conștiință diferită, idei diferite, mentalitățile cumva, ideile cumva sunt diferite. Creativitatea, exact. Creativitate benefică. Îți place să concepi idei noi și să faci inovații și să dai naștere unor noi forme de gândire. Vei filozofa, vei deveni mai înțelept, poate, mai... Poate e și mai intuitiv, e și mai creativ, vei avea parte de revelații, poate de idei noi care să te aducă pe tine mai aproape de ceea ce îți dorești. Dar ai nevoie și de discernământ, discernământ dumnezeiesc. Ești capabil să manifesti puterea de a distinge iubirea de frică și adevărul de iluzie. Deci poți acest lucru, să faci diferența între bine și rău, între ceea ce ai nevoie și ceea ce nu ai nevoie. Responsabilitate, deci ai nevoie să fii responsabil, ești sau ai nevoie de avea în viața ta persoane responsabile. Ești conștientă de puterea gândurilor tale și de întreaga iubire pe care o exprimi. Trebuie să devii așa, mai responsabil. Elevare.
te ridici la un alt nivel. Este stringent necesar să iei în mod conștient decizia de a-ți eleva vibrația iubirii, să-ți ridici vibrația, să-ți cureți energiile, să devii mai conștient de puterea ta și ce putere este puterea pozitivă, puterea gândurilor pozitive, a încrederii în sine și a bucuriei de a trăi, spontanitate, exact, spontanitate debordantă. Depășește constrângerile minții și acceptă în mod liber și cu iubire noi situații. Cu alte cuvinte, bucură-te de viață, fii mai activ în propria viață, cum ar veni. Nu mai lăsa pe alții să-ți fie actori în viața ta, fii tu actorul propriei vieți, fii stăpânul propriei vieți, bucură-te, fii spontan. Priorități benefice. Ia aminte că este de o importanță primordială să manifesti iubire în toate situațiile, cu alte cuvinte. Trebuie să stabilești niște reguli, niște priorități și să pui în ele toată prietenia, iubirea de care ești tu capabil în ceea ce faci. Individualitate benefică, nu este egoism, ci este respect de sine. Ia aminte că fiecare ființă umană își lasă amprenta personală unică de iubire asupra tuturor acțiunilor pe care le realizează. Manifestă-ți unicitatea. Recunoașterea. Recunoaște-ți atât faptele rele cât și pe cele bune și învață să le iubești pe toate ca pe niște lecții și să schimbi ceea ce poate fi schimbat. Să te ridici că avem aici acel mesaj cu evalea, poate că asta e nevoie, sau să recunoști în ceilalți părțile bune, părțile rele și acolo unde ți se permite, unde poți să corijezi acolo unde nu poți tu ceva schimba, cum ar veni să te îndepărtezi de ceea ce nu ți este benefic. Cooperare benefică, prietenie, iar armonie, toate sunt parcă în sintonie. Căutând să manifeste energia iubirii, devii conștient de faptul că fiecare ființă umană și fiecare experiență are o valoare inestimabilă. Cu alte cuvinte, adună în viața ta cât mai multe momente unice, perfecte, de bucurie, de fericire, de bunăstare, de sănătate, de tot ce ai nevoie și îți dorești. Și mai vine aici niște mesaje, mai sunt aici 5 mesaje ale îngerilor. Într-adevăr, uite, este transformarea. Scoți ceva din viața ta, schimbi ceva în viața ta, treci printr-o schimbare, pot veni și lucruri neprevăzute aici, pot veni uneori aici, că poate de aceea vin atât de, s-au grăbit atât de multe lucruri, pot veni lucruri neașteptate, cum ar veni viața, nu știi ce se oferă astăzi. Azi ești cu cineva, mâine poți să nu mai fii, astăzi poți să fii sănătos, mâine să te trezești că vine vreo veste neplăcută și nu mai ai prea mult timp la dispoziție. Sau poate veni, nu știu, ca și în vremea, că ți-a ceva, dacă nu, poate de aceea sunt aceste mesaje. E necesar cumva o trezire mai puternică, o să zic așa, mesajele care vin în acest moment, ce ar trebui știut, ce ar trebui conștientizat, că pot veni lucruri neprevăzute. În bine sau în rău, aici ține și de karma fiecăruia, dar ce vrea să spună cartea, spune așa, că este ora să schimbi perspectiva, este ora să schimbi o mentalitate, este ora să nu mai faci, cum spunea și Einstein, nu poți să te aștepți la rezultate diferite când faci același lucru și insiști pe el. Deci dacă vrei să schimbi ceva, să ai un alt rezultat, poate că nu trebuie să mai repeți o greșeală, nu? Deci cumva trebuie să faci o schimbare. E un blocaj pe care trebuie să deblochezi ceva. Sau cum ar veni după un faliment, trebuie să te ridici, nu trebuie să rămâi în falimentul ăla, ci să te ridici să faci altceva. Ori același lucru, cu alte cuvinte, dar cu o altă metodă, printr-o altă formă, pentru că știi unde e greșit și nu mai repeți greșeala, ori altceva, poți să schimbi drumul, schimbi direcția, schimbi, cum se spune, schimbi casa, schimbi locul, schimbi norocul, schimbi ideea, schimbi gândirea. Este un dar, practic, ai un dar, deci divinitatea, cum alte cuvinte, vrea să știi că îți dăruiește acest dar de a ști și de a vedea dincolo de o situație actuală. Și poți să-ți imaginezi situații incredibile, adică cu alte cuvinte, ține de tine să nu spui limite, nu spune limite să zici eu nu pot mai mult de atât, nu sunt în stare, nu sunt capabil, poți să fii. Exemplul cel mai concludent este, spre exemplu, poate ați citit, poate nu, puteți găsi pe net informații de acest gen, cu persoane care studiază, spre exemplu, și la 90-100 de ani și își termină studiile, fac o facultate. Chiar zilele trecute am citit o știre care m-a șocat, adică m-a șocat, m-a impresionat, nu șocat, e șocat în sensul pozitiv al cuvântului, că o persoană și-a luat diploma de
licență pentru facultatea de drept, la facultatea de drept la 90 de ani și chiar își deschide un birou de avocatură pentru că vrea să pledeze niște, să apere drepturile celor care sunt nedreptățiți. Pentru că probabil el la rândul lui, în viața lui, a avut și el niște nedreptăți până la 90 de ani, dacă s-a decis el așa târziu să facă, să studieze sau probabil făcea o altă facultate, n-am citit, n-a dat amănunte dacă mai avea și altfel de studii făcute anterior, dar acum, la 90 de ani, el și-a luat diploma de licență pentru facultatea de drept, la facultatea de drept, deci devenise avocat și se înscrisese, de fapt, în barou de avocatură, tocmai pentru că vroia să-și deschidă un cabinet prin care să apere drepturile celor nepăstuiți, celor nedreptățiți, celor care au avut în viața lor, n-au avut posibilitatea poate să aibă un avocat sau să-și facă dreptate singur și așa mai departe. Deci, cu alte cuvinte, schimbă această mentalitate, schimbă ceva, pentru că e un dar de la Dumnezeu și sunt infinite posibilitățile care te poți, la care te așteaptă. Ai încredere, spune aici, pentru că pe moment poate ceva ți se pare blocat, imobil sau care nu se mai poate, dar e doar poate să-ți reformulezi tu ideile, proiectele și vei avea cu siguranță un nou început, o nouă șansă. Ia în considerare că ești o persoană unică și permite-ți să lucrezi în serviciul tău, poate ca să devii propriul tău stăpân. Schimbă ceva, iar uite, din nou aceeași se repetă, afară cu ce e vechi, dar nu în sensul să arunci ce e vechi, ci să transformi, ci în sensul acesta. Deci, identifică ceea ce e vechi ca o mentalitate, ca și un obiect, ca un obiect, spre exemplu, sau ca un mobilier. Poate fi un mobilier învechit, spre exemplu, care, mă rog, e zgâriat, e puțin deteriorat, lemnul este. Nu mai are luciu, și-a pierdut din luciu, etc., dar îl poți repara și recondiționa și poate chiar da altă formă, altă culoare, transforma într-o operă de artă. Poate ați văzut și voi, dacă vă uitați pe net, cu siguranță o să găsiți articole care vorbesc despre recondiționări de mobilier și cum se poate recondiționa sau cum le-au transformat lucrurile vechi, de orice fel, până și șuruburi ruginite, cuie, sârme și așa mai departe, ca și gunoaiele, le-au recondiționat. Deci nu le-au aruncat, ci le-au transformat în altceva, în operă de artă, le-a dat ceva util, pentru propria casă sau chiar au făcut o afacere din asta, din a recondiționa obiectele aruncate sau vechi, învechite, au făcut din ele o afacere proprie, o afacere de succes, etc. Deci cerul vrea să spună că este timpul să schimbi direcția pentru că ești nefericit poate în acest moment. Poate ți se pare că ești într-un blocaj, poate ești într-o depresie, poate ești într-o singurătate, într-un divorț, într-un doliu, dar vrea să știi că trebuie să schimbi. Pentru că în viață, chiar dacă aparent n-ai un scop, ți-l poți găsi, caută-l în tine sau uitându-te puțin, orientându-te puțin în afara ta. Pentru că este o concepție veche de. Așa cum este și cu doliu, să ții doliu un an de zile după o persoană care a plecat și să stai îmbrăcat în negru, să spui și cenușă în cap, sunt culturi care pur și simplu aveau niște. Astea sunt niște concepte vechi, poate că trebuie să adaptezi ceva, să-i porți acelei persoane un an de zile respectul, că a fost în viața ta să-ți amintește ea într-un mod plăcut, dar nu neapărat că trebuie să stai acum și să suporți tot felul de umilințe și de suferințe pentru că așa e tradiția și nu știu ce aici. Am dat un exemplu, aici depinde fiecare de la cultură la cultură, ceea ce considerați că puteți să schimbați, poate că trebuie schimbat. Asta mi-a venit mie acum aminte cu religia, că și în religii sunt multe chestii foarte învechite sau înțelese greșit, au fost înțelese greșit sau au fost chiar de la bun început greșite. Religia nu a venit la începuturilor, Dumnezeu nu ne-a dat nicio religie, ci a fost religia binelui din start, a fost religia de a creșteți cum ar veni, duceți-vă și manifestați-vă, ieșiți și bucurați-vă cum ar veni. Și apoi, pentru că nu puteam, poate, ca ființe unice să ne. Nu aveam modele, am încercat, fiecare la începutul prima ființă de pe din univers a căutat niște repere și apoi
În momentul ce au mai apărut pe pământ și alte ființe, fiecare s-a luat după altcineva sau a venit cineva care a devenit un lider și a transformat propria sa mentalitate într-un concept de viață cu niște reguli pe care să le urmeze alții și mai departe. Și poate că au fost începuturile puțin distorsionate sau au preluate așa din generație în generație într-un mod greșit, cum se întâmplă de multe ori, și atunci acum vine momentul să schimbi din conceptul de viață sau chiar drumul, poți să-ți le schimbi, că e vorba și de o schimbare de direcție, nu numai de mentalitate, cât și de ca și cum să schimbi casa. Dacă nu te simți bine într-un loc, acolo unde ești, te simți tot timpul nefericit, tot timpul într-o stare depresivă și mai departe, poate că poți să schimbi acel lucru sau poate că schimbi în casă mobilierul ca să ținem sau zugrăvești sau mai știu ce. Deci, în orice caz, trebuie să știi că ești pe cale spirituală și pot veni. Este un semnal de alarmă, spune, când te simți nefericit și simți că nu mai ai un scop în viață, este un semnal de alarmă pentru care să spună că e cazul să întreprinzi o importantă schimbare în viața ta care să satisfacă dorințele pe care inima ta cu adevărat și le dorește, dar trebuie să rămâi în permanență în conexiune cu divinitatea. Vei lua o decizie, poate, o decizie înțeleaptă, vei găsi un prieten, vei fi mai determinat, mai ambițios, poate, vei avea o strategie chiar. Îngerii sunt oarecum preocupați, spune aici mesajul, dar ar trebui să și spun că trebuie să ai încredere, că totul va merge bine. Mențineți convingerile îndeplinând conștientizare că situația și situația în care te afli este iluminată de lumina divină și ca totul se poate îmbunătăți. Trebuie doar să ai încredere mai multă în divinitate. Cu alte cuvinte, poate că ai nevoie, de aceea au apărut acele mesaje multe, multe care spun să mai ții și să te și detașezi, să mai ții și timp să te odihnești, să-ți refaci forțele, să meditezi, pentru că ai de luat o decizie sau tocmai ca să poți să găsești o soluție, felul acesta vei găsi. Acordă-ți timp pentru a-ți reexamina până la capăt, până în fundul problemei, să zic așa, fiecare detaliu și iartă, pentru că iertarea poate aduce pace tuturor persoanelor implicate. Iartă-te pe tine, iartă și pe ceilalți. Uite, poate veni chiar o împăcare. Apare aici o împăcare, apare o dragoste. Dacă te ierți pe tine și îți permiți să iubești, vei putea iubi din nou. Poate că tu momentan nu mai vrei să iubești. Poate că ți-ai făcut, aici poate fi cauză-efect, că uneori ne legăm singuri. Nu mai vreau în viața mea pe nimeni. La un moment dat când suferim, nu? Zicem, de azi încolo nu o să mai vreau și nu mai vreau să mai, nu mai îmi trebuie cât o-i trăi și mai știu ce mai zicem când suntem supărați. Și aceasta este ca o promisiune, ca un legământ care îl facem cu noi înșine, cu sufletul nostru. Și nu ne mai putem, după aceea, o să, după aia ne mirăm, după ce trece o perioadă de timp, ne mirăm că nu mai reușim să ne mai găsim o pereche, că de fiecare dată găsim tot o pereche care ne face să suferim, pentru că noi ne-am legat, că nu mai vrem să mai avem pe nimeni. Și atunci, cu cine ne avem de-a face? Cu nimeni. Cu persoane care sunt niște nimeni pentru noi. Deci nu devin, sau noi devenim pentru ei niște nimeni. Noi devenim pentru ei niște nimeni. Nu dau doi bani pe noi. Pentru că noi nu avem încredere în noi, pentru că noi nu ne respectăm pe noi, etc. Deci, cu alte cuvinte, aici vine mesajul că ar trebui să ai mai multă încredere în tine, să te iubești mai mult, să te respecti mai mult, că poate apărea o nouă dragoste sau o împăcare, o legătură foarte strânsă. Te poate ajuta, iubirea transformă, o relație stabilă devine mai puternică sau poate apărea o nouă relație, o prietenie care se poate transforma într-o iubire foarte profundă, cu respect reciproc și înțelegere care deja există sau care va apărea această relație, care va fi un respect tacit, ca să zic așa, un respect reciproc și înțelegere care creează, care îți dă încredere și care te ajută să devii mai creativ. Te inspiră, cu alte cuvinte, continuă să cultivi acele relații care sunt pe aceeași lungime de undă cu tine. Adică atunci când întâlnești persoane care au același hobby-uri și pasiuni și mentalitate, te simți bine în compania lor, te simți vesel, te simți, îți dă o stare de încredere și de bucurie, atunci poate că în acele relații trebuie să te străduiești mai mult să fii la înălțimea acelor relații, pentru că sunt speranțe. La unii dintre voi sunt chiar speranțe să vă împăcați, credeți, doar că poate trebuie să schimbați voi ceva. Uite, iară, vine cineva, s-ar putea să vă caute cineva să-și ceară iertare sau s-ar putea voi să faceți pasul de împăcare. Iertarea este fundamentală în procesul de vindecare.
vindecare. Iartă-te pe tine și pentru cine stă aproape, pentru erorile trecute, pentru că în felul acesta poți să-ți continui viața. Fie că te rupi de acea persoană, că la unii dintre voi face schimbarea. Poate că de aceea trebuie să te detașezi, ca să-ți iei o hotărâre. Dacă te împaci sau nu te mai împaci. Oricare ar fi alegerea care o vei face, o vei face conștient de... de ceea ce ți-este ție benefic, faci ceea ce consideri tu că este mai bine pentru tine și înfruntă durerea că face parte din viață, spune aici mesajul. Cere îngerilor tăi, ca și celor dragi ție, să te ajute să depășești procesul mai repede, cât mai repede posibil, pentru a putea să te reîntorci din nou la viață, să poți din nou trăi. Poate unii dintre voi treceți printr-un doliu, printr-o separare, dispărțire, divorț, un faliment, etc. Deci cu alte cuvinte, ai nevoie să te ierți, să ierți și pe cea care a plecat mai devreme din viața ta sau felul în care a plecat sau că nu te-a înțeles, că nu e despre tine, atât a putut, atât a putut. Dumnezeu așează lucrurile, trebuie să ai încredere și în divinitate că are El un plan și planul îl vei înțelege la timpul potrivit, doar că trebuie poate să te rogi ca să înțelegi planul, că se spune Dumnezeu de nu ne bagă în traistă. Cam astea sunt mesaje, sunt speranțe, deci sunt speranțe pentru orice vă doriți voi, trebuie doar să aveți încredere în voi. Spune aici mesajul, las să iasă din viața mea orice critică, orice energie negativă. Deschid inima către bunăvoință, către simpatie, către răbdare, către bucurie și către sensibilitate. Pentru că în felul acesta sunt mai protejat, mai apărat de probleme. Cam asta e din ce pot să spun și, bineînțeles, un mesaj cu care a început, deci asta este începutul, celebrează-ți unicitatea, pentru că cu siguranță ești o persoană unică, ai ceva special, ai ceva deosebit, ai ceva de sărbătorit. Acestea fiind spuse, dragile mele, dragii mei, vă mulțumesc că vizionați acest video. Sper ca rugăciunile, cele 5 rugăciune care le-am spus la începutul acestui video să vă fie de folos, cât și aceste mesaje care au venit foarte grăbite, foarte multe, vedeți cât ai volumul de mare, parcă niciodată n-au fost așa de multe într-o singură variantă. Vă mulțumesc că vizionați acest video, la revedere, să iubiți și să fiți iubiți!